Dar am înțeles că îți poți planifica oarecum, nu? Pentru anul ce urmează. Și trebuie să ținem cont de anumiți pași pentru stabilirea obiectivelor și pentru îndeplinirea lor. Îi spunem bună dimineața și la mulți ani psihologului Lorena Diaconescu. Bine revenit la noi! Bună, Lorena, bună și bine ai venit! Și să ai un an nou liniștit și așa cum ți-l dorești tu. Pentru voi. Și să ne înveți cum să ne-l facem frumos. Foarte mulți dintre noi tindem așa să spunem că la început de an va fi un an schimbat, că vrem schimbări în bine, că vrem să facem afacere, că vrem să muncim, că vrem să luăm permisul și așa mai departe. Totuși, după o anumită perioadă, când vedem că nu avem spor și nu se îndeplinesc lucrurile, abandonăm. Ni s-a întâmplat, poate, multora dintre noi. Da. Aici este vorba cumva de cum ne planificăm ceea ce dorim să facem în noul an, dar bine ar fi să nu pornim de la nemulțumirile sau neîmplinirile noastre din anul precedent, pentru că de multe ori tindem să ne facem planurile de viitor pe fondul unei nemulțumiri. Am eșuat într-un business și atunci mă gândesc să fac din nou și să pornesc să-l fac într-un fel diferit. Sau... Deci, practic, prelungim același... Da, practic, același persistăm. Cine insistă, persistă. Da. Nu este vorba de a evolua sau de a face ceva într-un mod superior, ci pur și simplu persistăm într-o idee fixă. Noi trebuie să ne evaluăm, de fapt, interesele. Dom'le, eu vreau să fac acest lucru cu adevărat sau nu vreau? Și iată că am ajuns la un punct extrem de important în stabilirea obiectivelor noastre. Trebuie să ne punem întrebările corecte atunci când stabilim obiective. Să vedem dacă acele lucruri răspund sau nu nevoilor noastre. Dacă ni se potrivesc, îmi doresc cu adevărat sau pur și simplu o fac pentru propriul orgoliu sau ca să mă compar cu nu știu cine. Pentru că uneori facem lucrul ăsta. Vedem că un prieten a făcut un lucru de apreciat, nouă ne place și vrem să copiem, să facem și noi la fel. Numai că s-ar putea să nu fie din filmul nostru. Și atunci să fim pe o cărare greșită, să încercăm să atingem un obiectiv fixat de altcineva care totuși nu ni se potrivește. Deci trebuie în primul rând să ne descoperim pe noi și ceea ce ne dorim noi să facem cu adevărat, nu? Ceea ce ne reprezintă cel mai bine. Exact. Așa, trebuie să vedem dacă acele obiective pe care ni le stabilim răspund nevoilor, așa cum spuneam, și în al doilea rând, dacă acele lucruri ne fac cu adevărat fericiți, pentru că noi putem să atingem niște obiective, să muncim tot anul pentru ele, dar să constatăm că, de fapt, nu ne simțim bine, nu avem nicio satisfacție și, de fapt, a fost o zbatere inutilă și numai pentru orgoliu. Cum poți ști la început lucrul ăsta? Că, până la urmă, până nu te bucuri de el sau până nu ți se întâmplă, n-ai de unde să știi, nu învățăm din... Ca să știm, trebuie să ne facem acel bilanț anual. Întotdeauna, la final de an, trebuie să tragem linie și să vedem ce a fost bun în anul care se încheie, ce a adus nou, care sunt satisfacțiile noastre și care au fost și dezamăgirile. De ce facem asta? Nu ca să preluăm acele dezamăgiri și să încercăm să le reparăm, ci pur și simplu să vedem cum am trăit și cam pe unde ne situăm. În momentul în care am făcut un bilanț și știm exact ce ne-a folosit și ce nu, ne dăm seama dacă ne mai regăsim în acele obiective pe care nu le-am atins, dacă ele mai sunt actuale sau dacă nu cumva noi ne-am modelat în acest an într-un fel în care deja avem alte obiective, alte nevoi. Abia după acest pas putem să trecem la stabilirea noilor obiective. Foarte mulți spun că trebuie să facem asta la final de an, pe 30-31, oricum până pe 1. Și totuși ne gândim că poate nu suntem pregătiți. De fapt, această planificare pentru anul următor trebuie să o facem atunci când ne simțim cu adevărat liniștiți, împăcați. Poate că în perioada de Crăciun sau în perioada Revelionului nu suntem foarte pregătiți emoțional să stăm, să sedimentăm niște emoții, să facem o analiză. Și atunci, data de 1, 2, 3 ar fi perfectă în momentul în care ne-am liniștit să putem să facem. Asta vreau să întreb. Sunt unele persoane care au renunțat de mult la ideea de a-și mai face planuri, pentru că, nu știu, au considerat că de câte ori ce au făcut planuri, au venit la pachet cu câte un eșec și nu li s-a îndeplinit. Preferă să fie spontan. Este bine să ne facem planuri cu mult timp înainte? Este bine să vizualizăm așa, nu știu, viitorul într-o lună, două, trei, un an, de ce nu? Normal sau este bine să așa avem... să lăsăm să vedem ce ne se va întâmpla? Normal este să avem niște planuri și pe termen lung, dar și pe termen scurt. Pentru că întotdeauna când ne trezim dimineața și ne îmbrăcăm să plecăm de acasă, noi trebuie să știm încotro mergem. Trebuie să știm de ce facem toate lucrurile pe care le facem. Fie pentru că vrem să ne realizăm profesional, fie pentru că avem copii și vrem să le construim un viitor. Fiecare are obiectivele lui, deci nu ai cum să te trezești dimineața să te lași dus așa de viață oriunde. Trebuie să ai niște obiective. Este bine să ne facem obiective. Problema este că atunci când stabilim niște planuri, s-ar putea să nu le stabilim corect, să nu evaluăm corect perioada de timp în care vrem să realizăm
acele obiective, pentru că, de exemplu, dacă îți pui în gând să slăbești, să zicem, și nu reușești într-o lună? 20 de kilograme, păi nu poți să slăbești într-o lună. Trebuie să stabilești că faci asta deci trebuie an. Să fim și realiști. Da, și trebuie să fim realiști și în ce privește termenul pe care îl stabilim. Așa. Să nu punem presiune inutilă pe noi, nu? Da. Că atunci putem să, poate să ne fie rău, putem să intrăm în criza aia, să nu mai reușim nimic. Da, și să fim dezamăgiți. Alte persoane își stabilesc, zic ei că își stabilesc planuri, numai gândindu-se sau afirmând, eu anul ăsta o să îmi cumpăr o mașină sau o să fac nu știu ce. A enunța un lucru nu înseamnă că ai făcut un plan. Deci în momentul în care nu există o strategie, rămâi la faza de vis, de dorință și atât. Corect. Îți trebuie o strategie, trebuie să spui, vreau să-mi iau o mașină, ce am de făcut? Păi trebuie să strâng bani, trebuie să lucrez suplimentar, trebuie să fac cu tare și cu tare. Cât de important este să conștientizăm care sunt punctele noastre slabe și cât de important este să avem acea încredere de sine și cum ne-o câștigăm? Are oarecum legătură încrederea de sine cu felul în care ne stabilim strategiile de atingere a obiectivelor. Dar sunt totuși persoane care nu au încredere în propria persoană, în propriile forțe și cu toate astea își stabilesc corect obiective și reușesc să le atingă. E foarte ok să ne facem acea analiză ca să evaluăm exact ce am greșit sau ce n-a mers în regulă în viața noastră, ca să încercăm să reparăm și să ne evaluăm pe noi. Să ne dăm seama nu pentru că am fost fraier, n-am reușit să fac cu tare lucru, ci pentru că poate n-am prevăzut corect contextul în care ar trebui făcut acel lucru. În felul acesta, mai puțină autocritică și mai multă autoanaliză corectă, iar dacă încurajările nu vin din exterior, cel puțin trebuie să ni le oferim singuri. Odată ce începem schimbarea propriu-zisă, fie că vrem să slăbim, fie că vrem să ne mutăm, că vrem să schimbăm locul de muncă, orice, e o schimbare și de orice gen este grea, pentru că este ceva nou. E bine să urmărim îndeaproape progresul, să ne monitorizăm schimbările acestea, să ne uităm mereu. De exemplu, dacă slăbim, să ne uităm în fiecare zi. Ia să văd cât am mai dat jos, cât am mai dat jos. Și, mă rog, depinde de la caz la caz. Da, nu trebuie să dezvoltăm o obsesie pentru acel obiectiv, el trebuie să fie stabilit dinainte și, cum spuneam, dacă există și o strategie construită corect, o să știm că nu e normal să facem această evaluare în fiecare zi. Sigur că, de exemplu, în cura de slăbire, nu o să stai să te cântărești dimineața la prânz și seara, să fii dezamăgit că ai mai luat 200 de grame, să fii fericit că ai luat 300 și așa mai departe. Păi, nu, trebuie să știi că o dată pe săptămână trebuie să te cântărești la fel și cu stabilirea celorlalte obiective. Vreau să-mi cumpăr o mașină, hai să văd câți bani am reușit să strâng după 2 luni sau după 4 luni și așa mai departe. Astfel ești motivat, nu? Că nu o să apară mai peste noapte. Atunci când vedem că sunt sincope, pentru că trebuie să știm că nu întotdeauna socoteala de acasă se potrivește cu cea din târg, nu trebuie să fim dezamăgiți, trebuie să ne gândim cum am putea să facem să recuperăm ceea ce am pierdut, așa încât să ne apropiem de obiectiv. Dar totuși scopul trebuie să fie undeva în capăt, acolo. Bineînțeles, da, după ce am și scris acele planuri pe care le avem, pentru că normal, dacă vrem să le luăm în considerare, noi trebuie să scriem acele planuri. Sunt multe persoane care doar afirmă, o să fac cu tare lucru. Nu, trebuie să-mi scriu pe hârtie, să știu că eu în anul ăsta am să fac aceste lucruri. Apropo de stabilirea momentului în care începem să facem aceste planuri și să demarăm strategiile. De multe ori spunem, o să mă apuc de slăbit de luni sau de... Dar nu spuneam anul. De luni merg la sală, gata. Sau de pe întâi, sau așa mai departe. Pentru că oamenii sunt obișnuiți să aibă aceste repere de timp. Toți suntem determinați mai mult, cel puțin așa ni se pare, să facem, să asociem un început de activitate cu un început de lună, de săptămână, exact, de exact. An, de așa. Ce faci în prima zi anului, faci tot anul. Cum îți începi săptămâna, așa îți merge toată săptămâna. Da, așa, ce mai numai departe. Că noi ar trebui să fim foarte prezenți în ceea ce ne dorim să facem și în momentul în care vrem să facem un lucru... Să începem de acum, de azi. De azi. Nu contează de mâine, nu contează de luni, de azi. Deci dacă vreau să fac un lucru, îl fac de acum. Nu toți ne-am născut pe întâi, nu toți. Deci viața nu începe eu luni sau în Caraibe. Pa! Că s-ar putea ca peste 4 zile să se întâmple ceva. Să nu ai starea necesară, să nu fii odihnit, să ai alte... Și atunci amâni iarăși. Și atunci cel mai bine este momentul în care te gândești, nu? Să pornești exact, acțiunea. Este momentul în care simți și atunci trebuie să demareze acel plan. Bun, dar hai să vorbim și despre partea asta amoroasă. Că aici e mai greu. Că dacă ești singur de ceva timp și îți propui ca în acest an nou, în 2020, să-ți găsești jumătatea, să te pui la casa ta, poate să-ți întemeiezi o familie, da. Cum facem? Care sunt primii pași? Ce e de făcut? Cunoaște multe persoane care și-au propus în anul 2020 să-și găsească dragostea. Da, e adevărat, numai că oamenii funcționează diferit și fiecare trebuie să-și analizeze, de fapt,
activitățile, interesele, domnule, de ce n-am cunoscut sau de ce, poate n-am ieșit suficient. Și ne mai uităm în spate, în anul ce a trecut? Pentru că vedem care a fost acțiunea mea care m-a blocat să nu fac acest lucru, da? Deci cam în acest fel ne gândim. Dacă n-ai cunoscut persoane noi, înseamnă că n-ai ieșit suficient. Dacă stai în casă, nu o să vină nimeni să-ți bată, nu știu, să te invite la o cafea. Deci trebuie să începi să ieși la evenimente, la întâlniri cu prieteni. Practic să ai o viață socială cât mai plină, pentru că altfel nu ai cum. Și ca o paranteză, nimeni nu-și caută jumătatea, fiecare își caută un om întreg. Da, am văzut cât e de la mine așa, mă, ciudățelul. N-am vrut să spun, dar mi-a scăpat așa, sunt obișnuită să spun, ți-ai găsit jumătatea. Da. Cât de mult contează și puterea gândului? Cât de mult atragem dacă gândim ceva anume, indiferent dacă știm că e potrivit sau nepotrivit pentru noi? Ne vom da seama ulterior. Dar cât de important este să ne gândim foarte mult la un anumit lucru? Eu aș spune că e mai degrabă important să fim prezenți în propria viață, în sensul că să știm ce vrem. Da, putem să spunem, gândul are o importanță majoră, poate să determine niște lucruri. Numai că dacă nu știm ce vrem, nu putem să ne folosim gândul. De-aia spuneam să fim prezenți în propria viață, în sensul de a fi foarte conștienți și foarte realiști, exact. Bine, acum e bine să fim și optimiști, așa, să fim pozitivi, nu să spunem eu nu pot, nu e de mine, nu? E adevărat, visele nu costă bani și mai e un lucru, cu cât încercăm să visăm mai frumos, să ne facem scenarii frumoase, care, mă rog, unele sunt imposibile, oricum ne creăm o stare de bine care ne ajută. Sigur, păi ce face fiecare om când se bagă noaptea în pat? Se gândește, de ce mamă, nu ne să fac asta, să fac asta. Mă văd la Hollywood, mă văd pe scene. Da, corect, dar îți dă o stare foarte bună, te trezești mai optimist, mai plin de dorință. Îți dai seama că lucrurile încep să meargă mult mai bine în viața ta, de fapt ai creat o realitate prin acest lucru, dar atunci când stai să te gândești seara la datorii, la obligații, la certurile cu prietenii sau cu... Nu mai adormi deloc? Nu numai că nu adormi, dar atunci când adormi, visezi fix același lucru și te trezești a doua zi cu o stare proastă. Deci ceea ce gândim noi seara, de fapt, ne pregătește un teren bun pentru a doua zi. Da, e clar. Trebuie să te sun să vin la tine neapărat. E important să gândești pozitiv seara. Să nu te pui supărat. Să nu adormi supărat, da, e foarte important. Da. Îți mulțumim din suflet pentru toate aceste sfaturi, dar oricum